Puteți fi mândri, pentru că aveți o țară care are o istorie foarte interesantă, peisaje superbe și, de asemenea, oameni cu o inimă largă care sunt foarte implicați în Uniunea Europeană. De când ați aderat în 2007 la Uniunea Europeană, dumneavoastră, românii, cetățenii României, ați reușit să înregistrați progrese impresionante. Sunt conștient de performanțele dumneavoastră în ceea ce privește implementarea proiectelor finanțate prin fonduri europene. Regiunile și orașele, sub conducerea dumneavoastră, s-au îmbunătățit semnificativ și au îmbunătățit semnificativ viața cetățenilor și a comunităților. Dar, pentru că există un dar, dezvoltarea dumneavoastră a fost împiedicată de incompetența actualului guvern socialist, de către birocrația care sufocă. De birocrația sufocantă și de refuzul de a aloca suficienți bani autorităților locale și regionale. Acest lucru este inacceptabil. În orice țară, bugetul trebuie să vină în întâlnirea nevoilor cetățenilor și a comunităților locale, nu să fie abuzat sau utilizat eronat de un grup mic de indivizi care să acționeze numai în interes personal și pentru a obține câștiguri politice și financiare. Vreau să vă reasigur că Uniunea Europeană este căminul nostru comun, iar eu voi rămâne în continuare partenerul dumneavoastră cel mai de încredere. Uniunea Europeană este acest partener. Viața românilor trebuie să se îmbunătățească în continuare cu ajutorul investițiilor finanțate din fonduri structurale, fonduri pentru agricultură și dezvoltare rurală. Aceste investiții pozitive nu sunt întotdeauna vizibile cetățenilor. De aceea trebuie să comunicăm mai bine care este valoarea adăugată pe care Uniunea Europeană o aduce cetățenilor și cu care vine viața de zi cu zi a acestora. Politica de coeziune nu este o acțiune caritabilă, ci o investiție pentru toate regiunile din Europa, în special pentru cele din Europa Centrală și de Est. Și trebuie să continuăm cu un buget puternic al Uniunii Europene după 2020 pentru a spori competitivitatea și a reduce diferența între cei săraci și cei mai bogați, părțile mai sărace și mai bogate din Uniunea Europeană. PPE-ul sprijină coeziunea și în următorul mandat al Comisiei Europene. Sunteți reprezentanții unui popor care este mândru și poate fi mândru de trecutul său și care să aibă mare încredere în viitorul său. Nu scădeți rolul pe care el trebuie să-l aibă în lume. Fiți cât modești pentru persoana voastră, nu fiți modești pentru poporul pe care îl reprezentați.